o frază de deschidere. Și acum doresc ca și colegii din Partidul Național să știe ce votează. Pentru că această hotărâre care poate să o votați dumneavoastră, o voi ataca la PV. Dar vreau să vă dau un legal, ce spune legea. Nu din, că poate n-a sedit nici locul, n-a sedit multe doamne președinte. Și doar sunteți un simplu ca și alții ridicători de mâini. Eu am studiat. Poate mai sunt și altele anulate de prefect. Sau în contextul sau administrativ pe care l-am votat și nu mai nimic toate dacă v-a dus. Așa că ușor cu poate dacă colegii noștri de la PNL doresc ca să ne spun ceva de lucruri care sunt afară legalități. Nu vreți. Vreți să votați ca așa să fii vorbe de la papii. Ce am zis o dată în comisie? Poate sunt în noutăți. Adică dumneavoastră în comisie n-am zis prima dată. Adică o am voie în plâne, mă puteți dumneavoastră să obliga? Mă gândesc cum e unul în gură? Nu, dar sunt despre următoare ședințe. Dar de ce în ședință se discută? Că de asta avem dezbatere. Dar sunteți membru de comisia juridică? Da. Nu. Nu am votat. Nu am votat. Dar sunt doi la unul și noi cu. Să trece, că se votează. Și votul comisiei este consultativ. Problemele se dezbat și hotărârea să ia doar în plenul Consiliului Local. Permiteți continui sau? Da. De asemenea, nu se cunoaște calitatea de evaluată a celor destinatari ai raportului de specialitate în evaluarea nivelului de calitate a serviciului sociale din cazul direcției de asistență. Conform articolul 16, alineatul 3, litera H, din hotărârea 797 din 2017, pentru aprobarea regulamentului cadrul de organizare și funcționarea serviciilor publice de asistență socială, se stipulează că directorul executiv îndeplinește condițiile legii, controlul activității de personal și evaluarea sa. Introducerea în organigram a unui director executiv, că toți suntem în criză financiară, ne umplăm acum organigrama, până acum s-a lucrat mai gândit. Funcție publică, cu toate că la articolul 41 din legea numărul 292 de 2011, de 23 decembrie 2011, legea privind asistența socială prevede următoare. Structurile publice cu personalitate juridică, cum e cazul juridic, sunt organizate ca instituții de asistență socială conduse de un director, președintele Consiliului. De asemenea, se colaborează la articolul 12, alineatul 1 și articolul 16, alineatul 1, 2 și 5, din hotărârea care va fi prezentată în 2017, privind aprobarea regulamentului și cadrul de organizare și funcționare. Organigrama a fost cu o propunere directorului executiv. Mai am ca să asta o să trecem mai departe.
și la multe intervenții la rost. Acum, cu ocazia implicării directorului executiv, care s-a dat în atribuții achiziție. Și protocolul e directorul care are în subordine birou financiar. Deci nu poate să facă directorul executiv. Deci, eu vă spun că această, acest proiect, nu numai că îl trecem noi acum, acum sunteți 14 și cu 8 în viitorul Consiliu Local, e foarte greu să discuți cu 3-4 partide să vă treacă, aia cu Hăiluc, să ne facem noi da. Directoarea asistență socială, propun știți, conform organizată, se află sub ordinea cea primară. Eu vă spun ceea ce am sesizat eu și faptul... Normal, e sub ordinea Consiliului Local, dacă stai aici, analizez tot. Dar analizat organizată, este în sub ordinea cea primară. Eu am luat organizat. Și am fost atat cu niște trebuiți, am fost atat cu niște trebuiți, bine, în unele cazuri, acest lucru n-a funcționat. O să vă spun că acum 2-3 săptămâni, spre exemplu, de când sunt eu ce primar, a existat un caz... Dar lăsați-mă să vorbesc și vorbesc frumos. A existat un caz în care, de exemplu, directorul executiv a plat în concediu, zero din, în indicat, nu știu, directorul de concediu, în lipsa lui, nu s-a putut rezolva o problemă. Scrie clar și în lăsați-mă să termin, lăsați-mă să termin, nu mai vorbiți și dumneavoastră sau v-ați vorbit înainte. Așa că vorbiți, mă dumneavoastră aveți dreptate, spune-mă cum să încheia. Vreți monolog sau de contrarie. Deci nimeni n-a știut să dea un răspuns la acel caz, din acea situație, evit acum 3-4 săptămâni. Nici măcar cel care poate dumneavoastră asta vrea să spuneți, era cel care înlocuia decolo sau așa, sau așa mai departe. Domnului primar de Oteamă, acestea au rămas tot în subordinea acestui director executiv. El inițial având serviciul dat fără acest centru. S-a ajuns la un număr de 320 și ceva, 320 de angajați acolo. Gândiți-vă că primăria are 400 și vreo 70 ceva de genul ăsta. Deci un director coordonează 320 de oameni, iar o primărie cu 470 de oameni, coordonată de atâția directori tehnici, cum mai departe, economici, ce mai este acolo. Deci, în lipsa unui ajung care să suplinească directorul general și să poată să-și asume niște decizii în situații cum a fost cea trecută, în situații cum a fost acum 3-4 săptămâni, în situația în care au avut aceste centri și trebuie monitorizate, de desigur, și așa mai departe, în situația în care am avut la 320 de oameni socială, am luat decizia să vină un om, să primească directorul executiv și să poată să trăia din atribuții, să poată să-și reîmpară. Așa cum ați văzut și dumneavoastră acolo. Restul de oportunitate, ce spune dumneavoastră, conform legii și conform legii, noi le-am judecat, le-am gândit și am trebuit propun să facem această modificare. Atât am văzut să puneți predicția pe de ce nu lăsați? Nou primar ales, nou Consiliu ales, e mai o să plecăm de aici, dar se doar modificarea cu oameni, să vă plecați la asta. Unde s-a mai pomenit la ședință ordinară cu câteva zile înainte de Valentina? Nu s-a făcut în socotul acestei organizații. O cum vedeți, sunt 15 minute de ordine de zi și da, sunt de care trebuie să se vrea. În acest scop. Asta eu am văzut, ăsta este raportul pe care l-am mai înaintat la unii primari. Și astea decizii s-au luat. Aprobarea acestui lucru, domnul Domnului 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 Domn
școala 2020-2021. Aveți o comisie juridică? Aveți, vă rog. Aveți o comisie juridică? Aveți, vă rog. Discuția? Cine ați făcut anul? Domnul? Am pus la niciunul. Deci am vrea să vă spun, dar
pe atribuțiile dumneavoastră, a noastră, în Consiliul Local, subordăm mâna ieri și astăzi deci, la 180 de grade. Acum să se pară din nou cele două servicii de achiziții și unitatea de implementare proiecte. De ce nu suntem impotriți dacă acum vă dăm cu toții aceeași treabă și acum de funcție, nu? Acum treabă structura să mișorăm cu ce vișe. Mai nu suntem de răsupăți. Aveți bugetul mai mare. Ce se întâmplă? Aici am considerat că ar fi un serviciu subordonat celuilalt. Așa cum a fost inițiat până acum. N-a fost nicio problemă din partea nimănui. Adică unul dă bani și nu implementează. Era cam repozitat banii ție. Nu de achiziții care achiziționează și cei care implementează serviciul de mediu. Și atunci am considerat că e bine să fie lucruri total diferite, să nu fie nicio discuție. Ăsta a fost motivul pentru care s-a supărat. Aprobarea revaluării parțiale a fost o corporală a partidului privat a
3.500 de lucrare, 3.355 de lucrare.